Noi am tăcut. Suntem oameni de bun simț. Suntem oameni educați. Am tăcut și am acceptat niște nedreptăți. Dar în momentul acesta nu mai acceptăm decât să avem un teatru așa cum trebuie. Protestul actorilor vine ca urmare a intențiilor autorităților județului de a înființa în incinta Teatrului Alexandru Davila o secție de dansuri populare. Și asta după ce în urmă cu câțiva ani au fost aduse în clădirea teatrului și o fanfară, dar și un cor, care după spusele artiștilor le-ar perturba serios desfășurarea activităților. Se încearcă încetul cu încetul transformarea teatrului într-un centru multicultural și aș putea spune chiar într-un cămin cultural. Concret la ce vă referiți? Mă refer la faptul că ni s-au adus în urmă cu ani în urmă niște secții care nu au ce căuta în teatru, și anume un cor prestigios al Minter, corul Ars Nova, și o fanfară prestigioasă al Minter. Acum se intenționa să ni se aducă și ansamblul de dansuri populare Dorul. Intenția de a înființa o secție de dansuri populare a fost picătura care a umplut paharul. Astfel, reprezentanți din rândul actorilor au pus piciorul în prag și au protestat în vederea obținerii libertății de a-și exercita meseria și de a încânta publicul piteștean și nu numai cu piese de teatru. Eu sunt de zeci de ani de zile în teatrul ăsta. Am acceptat, măcinându-mi sănătatea, o grămadă de nedreptăți, o grămadă de lucruri care nu aveau de-a face cu teatrul. Și atunci nu mai vreau să acceptăm. Teatrul armenian de a face teatru a fost înființat acum un secol și ceva pentru a se face teatru aici. Avem tot respectul pentru artiștii din celelalte secții, sigur, mari artiști, totuși în teatru trebuie să se facă teatru. Să fac tot felul de mișculații. Desfințăm paia, o aducem paia. Oameni buni, teatrul ăsta este făcut pentru publicul piteștean, pentru educația și pentru, cum să zic, bucuria lui. Dacă nu ne lasă să ne facem treaba pe scenă, atunci o să ne facem pe stradă. Dorința supremă a actorilor este aceea de a avea un teatru de prestigiu, un teatru care să reprezinte cu mândrie valorile orașului și la care publicul să vină să asiste cu drag la piese de calitate. Suntem pentru un teatru de calitate în Pitești, în județul Argeș. Nu suntem împotriva nimănui, persoane, instituții. Marșul artiștilor s-a încheiat la sediul Consiliului Județean, acolo unde au fost primiți de vicepreședintele Constantin Polexe. Acesta a dat asigurări că toate secțiile care nu fac parte din teatru vor fi transferate într-un nou sediu. Noi aici avem un patrimoniu în județul Argeș de niște clădiri, iertați-mă că fără ele nu pot să duc discuția mai departe, pe care trebuie să le pregătim să preia identități. La ora actuală nu vă ascuns că am început cu Cinema Lumina de anul trecut, i-am pus acoperișul și cred că reușim anul acesta, da, să-l compartimentăm și să ducem acolo tot ce înseamnă cor, fanfară, dansuri și alte chestiuni. Rămâne de văzut pentru cât timp vor mai împărți actorii teatrului scena cu artiștii din cor și din fanfară și mai ales dacă autoritățile își vor respecta promisiunile.